ne este mai rar să întâlnim o mașină care arată foarte bine și încă funcționează foarte bine. Și problemele ce s-au depistat a fost că s-au destrâns șuruburi. Deci mașina este din anul, stai să vedem dacă ne zice aici, nu zice, dar proprietarul spune că este dinainte de 98-2000. Și mașina nu a avut niciun fel de problemă până acum. Deci ce s-a întâmplat? S-au destrâns niște șuruburi de la piatra de contragreutate. Și acum le-am strâns, i-am dat drumul, am pus-o pe centrifugare, am băgat înăuntru un halat de baie destul de greu, l-am umezit cu apă, i-am dat să învârtă un pic cu apă și acum am pus-o pe stoarcere. În principiu nu ar trebui să fie nicio problemă. Deci pe vremuri erau mașini ca lumea. Deci tot se mișcă, va trebui să verificăm telescoapele. Am revenit cu acest Ardo, vechi de 20 de ani, dar o mașină foarte bună. Problema a fost, am și uitat de când nu am mai văzut mașini cu frâne în loc de telescoape. Acestea efectiv erau înțepenite, de acolo și mișcarea foarte violentă a bazinului. Vom vedea acum dacă se mai mișcă. Efectiv erau înțepenite. Dacă și acum se va mișca, va trebui să le mai mișc un pic din loc ca acesta să-și rea cursul bun. Vom vedea imediat. După cum vedeți, mașina rulează mult mai bine, bazinul se mișcă uniform, fără a crea altfel de probleme. Având în vedere că am și băgat un halat de baie, care forța centrifugă îl adună într-o parte și automat mașina, intenționat, am făcut asta ca mașina să se miște mai tare bazinul din loc. Se auzea o... Clientul a spus că se auzea o bătaie puternică, asta pentru că această piatră de aici de deasupra era destrânsă. Deci, prin urmare, teoretic, această mașină va trebui să mai funcționeze ani buni de acum înainte. Toate cele bune!